Mas lá deve estar sendo vendido com um DIY. Até só se primo de inserir a hashtag DIY Vlad. Os fac episode. Primo episódio se fie cu acest DIY. Al doilea tot cu un DIY și al treia tot la fel cu un DIY. Deci hai să începem. Pentru acest DIY vom avea nevoie de sclipici din acesta. Stați niște, dacă nu aveți, o să vă arăt imediat un life hack cum puteți să faceți clipici. Luați un CD-ul și o foarfecă sau lingură ce aveți, un capăt de la lingură, eu acum am foarfecă, nu mai mă duc. Începeți să zgâriați partea aceasta, deci nu partea aceasta, partea aceasta, știți? Și o zgâriați și o să lăsați clipici. Eu, evident, nu o să fac pe asta, o să fac altul, nu, adică nu o să fac că am deja sclipici. Și, da, acesta a fost lifehack-ul. Să continuăm cu ce ne trebuie. Un borcan. De preferat să fie alb aici. O foarfecă. Și un sablon mititel. Cam așa să fie. Nu prea foarte mare, dar ca să vină pe acest borcan. Acum să vă explic. Luați borcanul și lipiți aceasta pe spate ca să vină, uite, așa. Așa. Apoi o să dați clipici în partea asta în care nu este foaie, adică aici, pe inima. Așa, și după ce l-ați dat, puneți sclipici. După ce ați preselat clipiciul, o să arate cam așa. Dar nu asta e tot. O să mai facem ceva. Și într-un final o să arate cam așa. Uitați aici. Și aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și un share. Pa, pa! Și o să revin mai târziu cu un nou videoclip. Pa, pa!